Începând din data de 4 aprilie, ora 2, zona de munte a județului Mehedin se va afla sub avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează ninsori abundente, valabile până mâine seară, ora 22, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. În intervalul menționat sunt prognozate precipitații sub formă de zăpadă, 30-50 de litri pe metru pătrat, în zona de munte a județelor Mehedin, Țigor și Vâlcea, care pot forma un strat consistent, în special la altitudini mai mari de 1400 de metri. Totodată, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 55-60 de km pe oră și vor fi perioade în care va fi viscol și vizibilitate scăzută. Zona de munte a județului Mehedin se va afla sub avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează ninsori abundente. Totodată, începând din această seară, de la ora 23 și până miercuri dimineața, la ora 10, întregul județ se va afla sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează precipitații, intensificări ale vântului și vreme deosebit de rece. Având în vedere cantitățile de precipitații prognozate, facem apel la cetățeni să ia măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor pluviale. De asemenea, începând din data de 3 aprilie de la ora 23, întreg județul se va afla sub atenționare meteorologică cod galben, valabilă până miercuri 5 aprilie la ora 10. Sunt prognozate cantități însemnate de precipitații, ninsori, intensificări ale vântului și vreme deosebit de rece. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. În jumătatea sudică a Olteniei, vântul va avea intensificări temporare, unde vitezele la rafală vor depăși 55-65 de km pe oră și pe arii restrânse 70-75 de km pe oră. Având în vedere posibilitatea averselor cu acumulări de apă, ISU Mehedin recomandă populației să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. În cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, facem apel la cetățeni să nu încerce traversarea râurilor prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. În situația manifestării vântului puternic, aceștia sunt sfătuiți să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise care să le asigure protecția. Totodată, ISU Mehedin recomandă echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru circulația în condiții de iarnă. Pentru siguranța lor, le reamintim cetățenilor să evite pornirea la drum pe timp de viscol și ninsoare puternică. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.